Hei, după gală, Valentin este destul de supărat datorită felului cum s-a votat în casă. Cred că se referea la cel mai puternic și cel mai slab cuplu. Spunea că nimeni, de fapt, nu mai este sincer în momentul acesta în competiție. Sebadin oarecum îi dădea și el dreptate. George a venit și l-a îmbărbătat, ca să zic așa, și spunea că acum se vede de fapt coalițiile care se fac în casa Mireasa. Ce să zic, până la urmă sunt ok și aceste lucruri pentru că îți dai seama cu cine stai la masă, ca să zic așa. Am văzut că vorbeau despre Marele Premiu și spunea că gen că îi se pare mai mult decât fantastic ca să te căsătorești în finală. În ideea că nu e 100% sigur de persoana cu care faci acest pas doar pentru acei bani, că până la urmă nu îți folosește la nimic. Sebi era și el de acord cu Valentin, culmea, în condițiile în care știți că până acum țineai sonul celorlalți, și anume că toți se vor să se căsătorească, toți vor banii și așa mai departe. O să vedem.